Ieri, printre alte cauze care au ocupat programul de lucru al judecătorilor de pe teritoriul patriei, s-a judecat și ultimul termen din procesul lui Mihail Vlasov, fostul șef al Camerei de Comerț și Industrie a României. Și pentru că a fost ultimul termen, Neamișu Vlasov a avut dreptul să exprime un ultim cuvânt. Nu am săvârșit această faptă. Vă cer să mă achitați. Sigur, puteți să mă condamnați, dar veți trăi toată viața cu conștiința încărcată. Și eu am fost judecător, a fost prima mea dragoste. Și am trăit fără să am conștiința încărcată, pentru că nu am condamnat un om nevinovat, deși mi s-a cerut asta. E? Ce discurs! Sunt nevinovat, puteți să mă condamnați, dar n-o să dormiți bine noaptea. Bă, ca judecător stai și te gândești de două ori înainte de a da sentința. Dacă are omul dreptate, bă, dacă ți se strică somnul după o asemenea sentință, unde mai pui că nu condamn pe oricine, ci dita mai nobilul? La casino joacă și prințul Albert. Jocurile de noroc sunt o îndeletnicire a nobilimii. Da, tata joacă la cazinouri și ce face? Violează copii? Joacă la cazino, este plăcerea lui. Nu văd o crimă, nu violează, nu omoară, joacă la cazino. Ce e rău în asta? Da, da, Mișul Vlasov din Iași este un nobil care are îndeletniciri similare cu prințul Albert de Monaco. Pe ăsta vreți să-l băgați, mă, la închisoare? Bine, dacă voi credeți că e o crimă să iei 200.000 de euro pentru a interveni într-un arbitraj, băgați-l la închisoare, dar să fie una pentru nobili. Ai poate nu Bastilia, că aia a fost dărâmată, dar măcar turnul Londrei. Ah, și fiind nobil, domnul Vlasov o să aibă nevoie de un valet, un majordom, ceva. Așa că grăbiți voi procesul domnului Cristian David să nu stea socrăsul singur în celulă prea mult.